Of, e greu să-ți faci temele, mă doare gâtul. Dar trebuie să continui, n-am terminat încă. Dar sunt obosită, am nevoie de un pui de somn. Ia să vedem, evident, e perfect logic. Formulele și calculele astea o să mă ajute. Evident, cum am putut uita de teorema asta? Wow, ce te pricep la matematică, sunt impresionată. Mai trebuie să fac câteva calcule. Stai puțin! Da! Evrica! Ah, tema mea! Toate calculele mele geniale! S-au udat și s-a stricat complet! Nu! Vai de mine! Tema mea! S-a udat? Fiu, ce bine! A fost doar un vis! Hei! Încă-ți faci temele? Aoleu, de ce te uiți așa la mine? Te-ai supărat? Nu, în niciun caz! Nu pot risca! O să rezolv problema asta imediat! Am un stilou 3D. Ești gata? Trebuie să întorc canasta invers. Apoi o să trasez forma gurii cănii cu stiloul. De jur împrejur. Așa. Acum o să dau canasta la o parte. O să trec la treabă și o să încep să umplu cercul. Cel mai ușor e să trasez linii înainte și înapoi. Dar nu contează dacă liniile sunt un pic strâmbe. Încă puțin. Nu trebuie să fie linii drepte. Așa. Mai am puțin și am terminat. Voilà! Am făcut un capac pentru cană. Dar n-am terminat încă, trebuie să mai trasez o linie ondulată și apoi o să o prind de capac. Apoi o să umplu și forma asta, după ce termin o să mai fac câteva forme în jurul cănii. Trebuie să umplu fiecare spațiu. Ce tare! Am terminat! Ia să testez! Excelent! Stă pe loc! Am obținut un capac de cană perfect! Wow! Nu vine să cred că ai făcut asta! Și uite, pot să beau din ea! Pe urmă pot să-i pun capacul la loc! Acum nu trebuie să mă mai tem că-mi stric tema! N-o să mai am ecuații ude. Ah, fugi! Ne-a udat ploaia! Ah, cred că s-a oprit. Ce bine! Da, a plouat rău de tot. Oh, nu! Tabla mea de șah e complet distrusă. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva. Știi ce? Stai aici, mă întorc imediat. La naiba! Așa, sunt aproape gata. Trebuie doar să izolez zona. Mănuși, sunt gata! Să trecem la treabă! Mi-am ales matrițele și acum o să adaug niște sclipici în amestecul ăsta. Ok, acum o să încep să-l torn în matrițe. Nu prea mult! Acum trebuie să mai prepar o nuanță. Cred că una mai roșiatică. Și, evident, o să mai adaug și sclipici. Ok, bun! Acum o să torn amestecul în a doua matriță. Perfect! Acum trebuie doar să le las la întărit și cred că sunt gata. Da, se scot ușor! Arată super! Acum trebuie să fac mai multe! Începe să arate a tablă de șah! Acum am nevoie de rășină transparentă. Pare a avea consistența potrivită. O să-l torn în matriță. O să umplu tot pătratul ăsta mare care conține pătrățelele făcute deja. Și trebuie să am suficient de multă rășină. Ok, am umplut toate colțurile, pe excepția ăstuia. Da, e gata! Wow, ce bine arată! Hei, nu mai fi trist! Ți-am făcut o tablă de șah nouă! Tu ai făcut-o pentru mine? Wow, e foarte tare! Hei, vrei să jucăm? Cea mai reușită creația mea! Bună! Îmi place cum ai aranjat locul ăsta! Am ceva special pentru tine! Ah, un pix! Nu e un pix obișnuit? Of, am deja un pix cu laser! La naiba! Ok, ce zici de asta? Seamănă cu un ruj, dar privește! Ah, impresionant, nu? Frate, mi-am luat așa ceva anul trecut. Ok, o clientă dificilă. Stai să mă gândesc. Știu, putem să ne grăbim? Ăștia îți arată totul. Serios? Uită-te la ei. Nu pot să-i folosesc. Ce mă fac? Știu, îl am pe ăsta. Pune ochelarii rupți pe o suprafață plană. Folosește creionul 3D ca să creeze o punte între lentile. Continuă să aplici plastic de-a lungul ramelor ochelarilor. Apoi repetă figura pe deasupra ramei. După ce-i terminat, prinde brațul și folosește creionul 3D pe el. Fă asta pe tot brațul. Nu o să-ți mai dai seama că au fost rupți. Ahem, i-am reparat. Sunt eleganți, nu-i așa? Ah, stai să-i probez. Ei bine, ce zici? Pot să-i păstrezi. Dar... am înțeles. Ce de bani? Hei! Hei, vino înapoi! Stai! Trebuie să-mi ascund banii! Gaura asta din zid e potrivită!
Cred că mi-a venit o idee. O să-mi pun bani în gaură și o să-i păstrez în siguranță cu un creion 3D. Începe prin a desena un contur. Apoi creează linii în diagonală. Fă la fel și în direcția opusă. Acum fă-o să arate ca o pânză de păianjen. Desenează cercuri începând din centrul plasei. Uite așa, banii mei sunt în siguranță. Oh, nu! I-am prins acum. Deci așa se termină? Ți-a căzut asta? Ce bine! Am ajuns în ultima zi de dietă. Dispar de aici, Țelină. E timpul pentru ceva mai aromat. O să fie delicios! Ia să vedem! O să torn toate astea peste tăiței! Am nevoie de niște peperoni! Ce bun e! Și de crepuri! Acum tăiței, ce mult îmi place! Ce naiba face? Am nevoie de niște dovezi! O să fac o poză de aproape! Hei, oprește-te! Vai de mine, îmi pare foarte rău! Uite ce mi-ai făcut la telefon! Poftim, ia niște șervețele. Mă simt prost. Hei, stai puțin! Evident, stilul 3D. Am o idee. Ok, am o huză de telefon simplă și stilul 3D. O să încep să desenez pe ea cu galben. O să fac linii ondulate peste tot. Nu trebuie să am prea multă grijă. Trebuie doar să umplu tot spațiul. O să termin ultimul colț și gata. O să adaug niște detalii care o să o facă să arate mai bine. Vai de mine, ce drăguță e! Pare comestibilă! Voilà! Ce crezi? Nu e drăguță? Pentru că ție ți-am făcut-o? Wow, mulțumesc! Ce mult îmi place! Hei, vrei niște tăiței? Nu știi ce pierzi? Ah, o altă dimineață liniștită! Ar trebui să mă pregătesc! Trezirea! Neața! E timpul să mă spăl pe dinți! Încă mi-e somn! Ah, mă gâtilă! Ah, dinții mei sunt strălucitori! Oh, nu! Poate nu o să observe? Ok, ce urmează? Machiajul arată bine! Ah, cerceii mei! Trebuie să-mi pun! Unde e celălalt? Nu te uita la mine! Habar n-am! Nu bănuiește nimic! Ce ciudat! Ce mă fac? Cred că am o idee! Folosind un creion 3D, începe să desenezi un triunghi fix așa. Fă liniile apropiate. După ce ai ajuns la baza triunghiului, începe să folosești o culoare diferită. Vrem să facem un pepene. Folosește nuanțe diferite de verde pentru coajă. Apoi adaugă niște puncte negre pentru sâmburi. Pune la nimereală punctele negre acoperind plasticul roșu. După ce ai terminat, întoarce-l invers și prinde o bază de cercel. Arată modern și delicios! Dar n-am terminat! Folosește creionul 3D ca să desenezi niște liniuțe. Repet asta pe partea opusă. Vrem să realizăm o frunză. Arată bine! Întoarce frunza invers și prinde un pai mic transparent. Folosește foarfeca pentru a tăia paiul. Chestia asta o să-ți țină frunza pe ureche. Wow, arată grozav! Huh? Vreau să mă fac instalator. Știam eu! Cum poți vedea, avem multe flori frumoase. Treaba ta... Scuze! După cum spuneam, treaba ta o să fie să ai grijă de ele. Oh, ce frumoase sunt! Asta e atât de drăguță! Ups! Iu, a fost cât pe ce? Ești atentă? Bun, urmează-mă! Stropitoarea e acolo! Wow, ce responsabilitate! Pare destul de simplu! Să nu le uzi prea mult! Am înțeles! Oh, nu! Uite ce mizerie! Fă curat! Categoric, te poți baza pe mine? Ce avem noi aici? Vreau să iei ghiveciul ăsta și să-l cureți! Ups! Și respiră! Îmi pare atât de rău! Îmi dau silința! Nu arată prea bine? Deși cred că știu o metodă prin care să rezolv situația asta. Nu ai de ce să arunci ghiveciul ăsta. Ia un creion 3D. Începe să desenezi pe lateralele ghiveciului. Aplică plasticul chiar pe marginea ghiveciului. Ai grijă să nu ratezi nicio zonă. Aproape gata! Când ai terminat, trasează un fir de plastic de pe o parte a crăpăturii spre cealaltă. Vrem să unim ambele margini. Perfect! Apoi începe să desenezi linii pe ghiveci.
Acum începe să umpli zona asta. E posibil să dureze nițel, dar merită. Încearcă să nu lași zone goale prea mari. Acum umple toate crăpăturile folosind creionul 3D. Asta o să împiedice crăpătura să se mai extindă și o să întărească și mai tare lucrarea. Acum trebuie să adaugi un pic de culoare. Ce diferență! Bună! Vai! E satisfăcător! Nu mai sparge și altceva? Am înțeles! Scuze! Wow! Fursecurile astea cu ghimbir miros extraordinar! Uite-o! Vai de mine! Ce drăguță e! Ce mult îmi place când își mișcă așa părul în slow motion și are ochelari cu dioptrii! Sigur vede foarte clar! Ah, bună! Vrei un fursec? Da, mulțumesc! Ce bun e! Ia și tu o gură! Oh, da! Ar fi extraordinar să se întâmple așa ceva! Unde o fi clasa asta? Bun, e timpul să-mi încerc norocul! Hai că poți! Hai că poți! O să fie bine! Ah, oh, nu! Au, ce rău am căzut! Pe ce am aterizat? Ah, pe o formă pentru fursecuri! Oh, wow, ce frumoasă e! Apropo de asta, mi-a venit o idee genială! O să folosesc formele astea de fursecuri pentru a decupa o inimioară! Așa, acum o să-i umplu centrul! O să folosesc o seringă ca să nu pun prea multă rășină! Așa, lumina UV o ajută să se întărească mai rapid, dar am nevoie și de niște sclipici! Inimioarele, floricelele și steluțele astea sunt foarte simpatice! Acum o să pun deasupra încă o inimioară identică! Perfect! Ți-am făcut prelocul ăsta! Oh, wow! L-ai făcut special pentru mine? Îmi place! Mua! Ai grijă! Ce urât! În fine, trebuie să mă îmbrac! Cureaua asta e atât de drăguță! Dar e un pic cam mică! Oh, nu! Unghiile mele! Sunt distruse! Ce dezastru! Uită-te la tine! Pietele mele unghii! Fraiero! Ești groaznică! E ok, încă mai pot remedia situația. Chestia asta s-ar putea să fie utilă. Știu! Pentru o reparare de urgență a unghiilor, începe prin a-ți pune banda adezivă pe degete. Folosește un bețișor de lemn ca să presezi banda adezivă pe marginea unghiei. Apoi folosește un pix ca să desenezi un contur. Scoate banda adezivă de pe unghia ta. Pune-o pe o suprafață plană și desenează continuarea unghiei, creând o formă ovală. Folosește un creion 3D ca să umpli șablonul unghiei. Nu uita să nu depășești conturul, apoi ondulează nițel plasticul, îndoindu-l pe un creion sau ceva similar. Acum scoate unghia falsă de pe banda adezivă. Fă-o ușurel, nu vrem să rupi o altă unghie. Folosește o forfecuță de unghii ca să decupezi excesul de plastic. Ghidează-te după conturul făcut cu pixul. Mai trebuie doar să-ți o pui. Fă la fel și cu celelalte degete pentru niște unghii false fabuloase. Arăți bine, dragă! Wow! Acum sunt gata! Arată incredibil! Ha? Hei! Ai grijă! Termină! Mișcă-te! Care-i problema ta? Uite cât e ceasul! E timpul să fac curat! Pleacă de aici! Gata! Ia de aici! Mai bine fugi! Am învățat o minte! Poftim? Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic! Nu te uita în lucrarea mea! Ce mă fac acum? Ia să vedem pe cine să scot la tablă! Nu mai încerca să te ascunzi în spatele manualului! Hai la tablă! Poftim? Nu e corect! De ce nu m-a ales pe mine? Bun, am scris formula chimică pe tablă! Tu trebuie să prepari substanța! Începe cu asta! Hai odată, suntem în laborator, treci la treabă! Mă sună cineva! Tu treci la treabă! Să termin până mă întorc! Nu-mi vine să cred că are pretenția să fac așa ceva! Hei, psst! Ia e probeta aia! Poftim? Nu, nu aia, cealaltă! Te referi la paharul ăsta gradat cu lichid roșu? Oh, nu știi nimic! Aia! Stai, asta mică? Super, ok, am luat-o! Ha, o să fie genial! Cred că trebuie să le amestec. Ce-a fost asta? O explozie? Ce-am păcălit-o?
Poftim? Oh, nu! Am ars o gaură în masă! Clar o să observe! Sigur o să mă pedepsească! Ah, ești îngrozitoare! Ce mă fac? Nu vreau să fiu exmatriculată! Stai! Stiloul 3D! Ok, pot să o repar? Bine că am o culoare care se asortează cu cea a mesei. O să încep prin a trasa câteva linii de-a latul găurii. Acum o să trasez niște linii în direcția opusă. Dacă termin înainte să se întoarcă profesorul, poate nici măcar nu o să observe gaura. Mai am puțin, doar câteva linii. Ok, am terminat. Am acoperit gaura. O să pun paharul gradat fix deasupra ei. Trebuie să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. A, tot aici ești? Păi, bravo, du-te în bancă! Fiu! Ah, somn ușor! Nu pot să dorm cu lumina asta aprinsă! Ups, sunt atât de neîndemânatică! Oare ce altceva o mai fi de desubt? Ia uite! Am uitat de chestiile astea! Ce-i asta? Barbie? Nu te-am mai văzut de 1000 de ani! Stai liniștită, o să am iar grijă de tine! Ce drăguț! Barbie? Mă simt atât de urâtă! Cred că visez! Sper! Părea atât de real! Dar Barbie cea fricoșătoare avea dreptate! Te rezolv eu, stai liniștită! E timpul pentru o transformare! Ți-ar prinde bine o schimbare? Începând cu ținuta ta! Îți place roșul, nu? Mișcă înainte și înapoi creionul! Cred că asta e dimensiunea potrivită! Super, drăguță! Nu-i așa că deja te simți mai bine? Și nici nu a trebuit să mergi la cumpărături! Ne așteaptă visele plăcute! Ah, ce bine e! Somn ușor, draga mea! O rochie nouă? Mulțumesc! Ce somn grozav! Hei, e ziua mea! La mulți ani mie! Acum ce să fac? Știu! E pe aici, pe undeva! Aha, decorațiunile mele! Trebuie să am atmosfera aia aniversară! Ceva nu e în regulă! Hei, ce mai faci, amico? Am o surpriză pentru tine! Închide ochii! Ce? Închide-i! Ta-da! Un balon? Pentru mine? E superb! E o zi specială! O să-l agăț pe perete! Deși am o idee! Am nevoie de creionul meu 3D! Ia uite! Umflă un balon și începe să deseneze în jurul lui cu un creion 3D! Creează cercuri în jurul balonului! Continuă să încercuiești balonul până când e acoperit! Când ai terminat, ia o foarfecă și taie capătul balonului! După ce s-a dezumflat balonul, scoate-l ușurel din carcasă! Apoi pune niște luminițe în carcasă! Acum avem niște luminițe de petrecere! O să o agăț chiar aici! Arată atât de împietor! Îmi place la nebunie! E mai drăguță decât un foc într-un tomberon! Hai să sărbătorim! O să scap de mizeria asta! Am cănile! O să fac un pic de atmosferă! Și acum ne trebuie un tort! E timpul să-mi pun dorința de ziua mea! Ce s-a întâmplat? E vântul! E ok, e doar vremea! M-am pripit! La mulți ani! Trebuie să mă asigur că totul e perfect. Ok, m-am întors. Cadoul ăsta o să-i placă garantat. O să intru pe furiș. Ghiși cine e? Cine ar putea fi? E clar o persoană. Oh, Jake, tu erai! La mulți ani! Și ce crezi? Ți-am adus un cadou. Abia aștept să văd ce e. Sunt sigur că o să-i placă lingura asta? Oh, nu! Cum e posibil? Trebuie să-mi aduc aminte ce am făcut mai devreme. Wow, ce colier frumos! Sigur o să-i placă la nebunie.
Cadoul de anul ăsta e excepțional! Stai puțin! Asta e ora corectă? La naiba! O să întârzi! Trebuie să plec! Ah, nu-mi vine să cred că am făcut asta! Ah, ce s-a întâmplat? Wow! Am apăsat atât de tare pe lingură că s-a rupt în două! Ce strălucitoare e! Cred că pot face ceva din ea! Ok, am un clește pe care o să-l folosesc ca să îndoi mânerul! Așa, s-a format o mică agățătoare! Acum o să torn în ea niște sclipici pentru că, evident, wow, cum arată! Așa, și s-a uscat complet! Wow, ce bine arată! A ieșit mult mai bine decât credeam! Ok, cred că am salvat situația! Ha? Ce face? Oh, a adormit! Dar tot trebuie să-i dau cadoul! O să o trezesc într-un mod distractiv! Wow, nu-mi vine să cred că sunteți toți aici! Uite ce cadou ți-am luat! Sper să-ți placă! Wow, mulțumesc foarte mult! E cea mai reușită petrecere de ziua mea! Nu se compară cu o curățenie de primăvară! Când am curățat asta ultima dată? Concentrează-te! Faci firimituri? Ai grijă! Hei, nu văd ce se întâmplă! Julie, uită-te la ecran! Oh, nu! Oare ce vor face? Nu mai suport suspansul ăsta! Ai grijă, Cola, frate! Ah, jucătorul 456 pierde clar jocul ăsta! Mi-e foame de la atâta suspans! Te uiți de ceva timpul ăsta? Când ți-ai făcut duș ultima dată? Ai nevoie de ăsta! Acum e puțin mai bine! Știi ce? Trebuie să se detensioneze puțin! O să fac rapid un cap din folie de aluminiu! Voila! Dar mai am destule de făcut! Trasează conturul capului cu negru! Apoi folosește o lamelă elastică din lemn pentru a crea o formă similară! Prinde-o cu elastice ca în imagine! Capsează-le în ambele părți! Perfect! Ar trebui să se potrivească perfect aici! Apoi fă masca cu negru! Ai nevoie de multă răbdare în etapa asta! Am făcut un sfert din mască! Bine, mai am de trasat și liniile astea în direcția opusă! Cum ziceam, ai nevoie de răbdare! Acum urmează partea cealaltă! Ce repede înaintezi acum, vezi? Fiu! Acum o să folosesc niște alb! Arată cunoscut? Dacă ai urmărit serialul Squid Game, știi exact ce e! Ce dubios arată, nu-i așa? Mai ai un singur episod! Concentrează-te! Bună! Hm? E cumva? Imposibil! Lasă-mă pace! Nu vreau să joc! Te-am păcălit! Ce tare e! Da, sunt talentată la artizanat! Arată realist, nu crezi? E comoara mea artizanală! Julie, uite! Tot tu ai făcut-o și pe ea? Știu cine e? Atunci, cine e? Aaaa! Fugi ca vântul și ca gândul! Piu, ce treabă dificilă! Nu pot să cred! Ce descoperire uimitoare! Ușurel! Este un exemplu perfect de ceramică romană! O să fiu faimos! Trebuie să o pun într-un loc sigur! Ah, raftul ăsta e perfect! E atât de frumoasă! E timpul să fac curat! E praf peste tot! Ha? Ce caută cana asta aici? E atât de veche și murdară! Dar știu cum să rezolv treaba asta! Așează cana invers! Ia o bucată de folie de aluminiu și fă o minge din ea! Pune un strop de lipici pe mingea din folie de aluminiu, apoi lipește-o pe fundul cănii. Mai prinde încă alte 3 mingi. Modelează mai multă folie de aluminiu așa și lipește obiectul pe zona laterală a cănii. Apoi lipește o fâșie lungă de folie pe cealaltă parte. Acum acoperă folia de aluminiu cu lipici colorat. Vezi să nu ratezi nicio zonă? Acoperă și cana cu lipici. Începe cu buza cănii și lasă lipiciul să se scurgă. După ce s-a întărit lipiciul, o să obții ceva care arată așa. Nu uita să faci o față veselă! Acum arată mult mai bine! Hei, mi-ai văzut artefactul? Era o cană mică, părea foarte veche. Oh, am rezolvat problema aia, vezi? Glumești! Munca mea de o viață! Distrusă! Nu-ți place?
Asta e cea mai slabă zi. Au înghețat aici? Îmi lasă deja gura apă. Sper să am mărunți. Am zis mărunți, nu mizerii. Dar chestia asta ar putea să meargă. A, o clientă! Bună! Bună! Îți place ce vezi, a? Doar dacă ai bani. Deloc! Nu? Atunci nu te pot ajuta. Oh, fie! Revin imediat. Ok. Pot să-mi fac propria monedă, atâta timp cât am creionul meu 3D util. Perfect! Acum mai sunt câțiva pași. Arată ca un cornet înghețată, nu? Și ce merge cu el mai bine decât înghețata? Să nu uităm de sosul de căpșune! Chestia asta mă face să-mi fie foame! Arată grozav, nu-i așa? Și de partea asta se agață un lănțișor! E tare drăguț! Ce bine că am făcut și niște cercei asortați! Chiar sunt încrezătoare acum! E timpul să-mi rafinez lucrul! Aproape l-am găsit! Te-ai întors? Da, m-am întors! Lănțișorul ăla-i divin! S-ar potrivi cu înghețata ta, nu-i așa? Da! Doar una mică, te rog! Leah, n-am menționat nimic despre asta! De fiecare dată! Ce clătită americană perfectă! O să fie delicioase! Nu vreau să joc șotron! Wow, ce miros delicios! Ia să aflu ce e! Wow, ai făcut clătite americane! Sunt doar pentru tine, pentru că meriți! Mai am puțin, trebuie să mai întorc pe ultima! O să-mi bag spatula de desubt! Oh, vai de mine, s-a rupt mânerul spatulei! Ce mă fac? Hei, știu! O să-mi folosesc stiloul 3D! Ia să încep să desenez! Ce formă reușită de spatulă! Super! Dar nu e gata încă! O să mai adaug niște forme în interior! Gata! Acum o să schimb culorile! O să umplu tot spațiul ăsta gol cu portocaliu, dar nu și spațiile ovale dinăuntru, pe acele o să le las goale! Umplu și mânerul până jos! O să las gol și cerculețul ăsta de jos de la bază! Poate pot folosi lopata asta în schimb? Ah, vine înapoi! Mamă, ți-am făcut o spatulă nouă! Acum poți întoarce și ultima clătită! Ok, ia să o testez! Vai de mine, ce bine a funcționat! Așa, acum pot în sfârșit să mănânc micul dejun! Banane și sirop de ciocolată? Ce bine arată! Mm. Bună! Bună, Brian! Eu am ceva pentru tine. Nu se poate! Pentru mine? Cum se deschide? Stai! Nu! Eroul meu! A fost cât pe ce? Ah, mi-a venit o idee! Ca să-ți protejezi iPhone-ul, ai nevoie doar de un pistol de lipit. Începe să aplici un strat de lipici pe marginea iPhone-ului. Ai grijă, evită camera! Lasă lipiciul să se scurgă pe marginea telefonului. Vrem ca telefonul să fie în siguranță. Apoi umple restul telefonului. Continuă să pui lipici ca să obții un strat gros. După ce ai acoperit telefonul, lasă lipiciul să se întărească. Îndepărtează lipiciul în exces și ai obținut o huză de telefon unică. Ce zici? Oh, e super! Mersi! Brian? Ups! Haide! Oh, da! Wow! Devii super bună la asta! Sunt un geniu al inimioarelor! Haide, stai pe banda ta! Ce? Mașina înceată, stupidă! Hai, hai, hai! Of! Nu te supăra, Betty! Nu înțelegi! Ah! Hei, asta ta! Cât de tare apăsai pe chestia aia? Of! Cum mă mai joc acum? E nasol! Dă-mi-o! Ia mea acum! Of, ești culmea! Și-a lăsat creionul! Îți răspund și eu cu aceeași monedă! Dacă pierzi o tastă de la tastatură, folosește un creion 3D ca să-ți faci tu una!
Fă-o suficient de înaltă ca să fie la fel ca celelalte taste. Și acum, momentul adevărului. Da! Jocul nu se oprește niciodată! Wow! Betty, ai revenit! Unde rămăsese? Betty, mi-ai luat creionul fără să-mi cer voie! De ce sunt așa enervante surorile? Măcar am o minte ageră! Mă rog! Nimic nu se compară cu tatăl în leagăn! O să te prind, Claire! Yuhuu! Uite ce repede alerg acum! Nimic nu mă poate opri! Vă mulțumesc că mă urmăriți! Hei! Telefonul meu! Sper să-l prinde cineva! Îl prind eu, îl prind eu! Gata! Era cât pe ce să-l scapi! Nu! Sper că nu s-a zgâriat! De ce nu folosești o husă pentru telefon? Dar e atât de plictisitoare! Dacă spui tu... Știu! Dacă vrei o husă de telefon simpatică, folosește un stilou 3D pentru a face un design. Ghici ce fac? O să-ți ofer un indiciu. Are multe culori. Bine că le-am pe toate la îndemână. Acum am nevoie de verde. Secretul e să trasez multe linii alăturate. Și după verde, cred că schimb iar culoarea cu nuanța asta de albastru. Ce de linii superbe! Aproape am terminat. Să nu-i de soare! Husa asta ar bine dispune pe oricine. După ce se întărește, puneți telefonul în husă. Uite ce husă nouă de telefon am! Nu mai e plictisitoare, nu-i așa? Ce mândră sunt de tine! Acum hai să revenim la treabă! Chiar nu te-ai învățat minte, Claire? Vrei să faci desene care par mai reale? Atunci folosește un stilou 3D! Arată bine, nu-i așa? Parcă ar avea păr adevărat! Și, odată ce încep să adaugi diverse culori, lucrurile devin foarte interesante! Nu-i bai, o să-i desenez gura deasupra! După ce termin de colorat rochița asta, extraordinară! Cu cât e mai colorată, cu atât e mai bine! Așa se face, oameni buni! Un desen 3D ca la carte! Și pot să ridic de pe foaie! N-ar fi trebuit să fie o cărămidă acolo? Ce bine că nu plec niciodată de acasă fără sculele mele! Nu sunt sigură că asta e cea mai bună alegere! Uite-l! Creionul meu 3D e mereu util! Nimeni n-ar mai trebui să se împiedice de chestia asta! Încă niște linii aici și e timpul să le umplem pe toate! Nici o cărămidă, nici o problemă! Aproape! Ta-da! Genial! Căștile AirPods sunt un gadget cool, dar carcasa lor e cam banală. Dar cu un creion 3D putem să o facem mult mai distractivă. Începe să creezi linii verticale pe carcasă. Fă de jur împrejurul carcasei niște linii cât mai apropiate. Amintește-ți să eviți butonul. Nu uita de fundul carcasei și evită și portul de încărcare. După ce ai făcut asta, schimbă culorile și desenează un cerc pe capac. Folosește creionul 3D ca să prinzi triunghiurile în partea de sus a carcasei. Apoi adaugă floricelele. La final desenează niște gene. O carcasă unicorn pentru căștile tale AirPods. Hei, ia uite! Ce drăguță e! Știu! Carcasa mea e atât de banală! Yay! La la la! Livrare pentru Julie! Sper să-ți placă, scumpa mea! Oare ce e? Oh, e o perie scumpă! Nu vine să cred că ți-a ținut minte că voiam una! În sfârșit, un băiat care mă ascultă! O pot folosi și pe puloverul ăsta! E perfect periat! Îți place plantă? Fix acolo! Hei, Julie, ce faci? Bate rău vântul afară? Pentru că ai părul cam încălcit! Nu fac nimic! O să te mai periez puțin aici! Julie? Dar ce sunt eu, un cățel? Ce ziceam? Nimic nu se compară cu o perie eficientă! Oh, mi s-a încălcit? Dă-i drumul! Ah!
peria mea scumpă! Leo să se despartă de mine din cauza asta? Ah, nasol moment, dar știu exact cum te pot ajuta! Oh, da! Sunt dispusă să încerc orice! Îți lipsesc niște peri? Fă-ți singură unii cu un stilou 3D! Dar să știi că va dura puțin! Așa, da! I-am reparat toți perii! Nu-i așa că arată perfect? Nu-mi vine să cred! Mulțumesc! Pa! Hei! Nu mai vreau! Gata! Ce faci, iubi? Părul tău! Da? Ah, nu-i bai! Te rezolv imediat! Peria! Da! Oh, cred că s-a blocat! Mai bine să mergem, ok? Dar să nu te uiți în vreo oglindă! Ok, colanții ăștia sunt perfecți! Cred că lucrul meu de sirenă e aproape gata! Uf, părul meu nu merge totuși! Trebuie să rezolv problema asta! Stai, ce naiba? Ce s-a întâmplat cu pieptenul meu? Așa e! Am venit acasă de la un stagiu de sirene! Mi-am scos coada, ceea ce a fost o mare ușurare! Picioarele mele erau libere, dar coada era cam puturoasă, așa că am decis să o spăl! Chiar și cozile sirenelor trebuie să fie spălate din când în când! Și dacă tot eram acolo, am băgat și alte haine la spălat, cum ar fi blugii mei roz, blugii mei care aveau pieptănul în buzunar. Și apoi am pornit programul de spălat și am plecat, crezând că totul e ok. Oh, nu! Trebuie să pot face ceva totuși! Așa cred! Stai să încerc și o să văd! Mânerul are oarecum tot o formă de pieptăn, așa că o să presar niște foițe de aur pe el. Și acum o să torn niște rășină epoxidică. Merge grozav pe post de formă! Nu vreau să umplu toată chestia doar cu rășină transparentă, așa că ajunge. Acum o să pun și culoarea asta verzuie. Așa, cred că ajunge. Trebuie să se întărească acum. Ok, e gata! Sper că a mers! Wow, chiar a mers! Și uite ce drăguț a ieșit! Ok, să-l testăm și să vedem dacă o să-mi îmblânzească cosițele astea. Oh, chiar merge ca vechiul meu pieptăn! Ok, acum ăsta e clar pieptănul meu preferat! Ah, oh, ia te uită! Încă încerci să fii o sirenă mai bună ca mine? sunt o sirenă mai bună ca tine! Spune noul meu pieptăn de sirenă! Tu ai o furculiță stupidă! Ah, oh, merit pieptănul ăla mai mult decât tine! Așa, fugi! Nu ești suficient de frumoasă! Pleacă! Mă simt atât de urâtă! Trebuia să fie atât de rea! Pleacă! Nu sună deloc bine! Of! Bună! Ha? Să plec? Nu sunt sigură că înțeleg! Ah, oh, nu te-am văzut acolo! Vino! Ok! Portofoliul meu! Poftim! Foarte interesant! Ochi frumoși! Nu e deloc rea! Mai ales din unghiul ăsta ciudat! Dar, per total, e plictisitoare! Nu! Ok! Pleacă! Hai, frate! Ia uite ce de modele de material! Deci îi plac chestiile astea, a? Atunci pot să fac lucrurile mai interesante! Începe cu o linie așa! Oprește-te! Acum fă un nou model cu o culoare contrastantă! Pare interesant, nu-i așa? Dar n-am terminat încă! Culorile astea merg foarte bine împreună! Și am terminat! Aproape! Domnișoară, am revenit cu niște poze noi! Iar tu? Crede-mă, o să-ți placă pozele astea! Oh! Te sun eu înapoi! Astea chiar sunt diferite! Exact ce caut agenția asta! Bun venit! Frumoase poze! Nu pot să cred! Sunt model! Primul invitat! Bună, dragă! Mua, mua. Arăți grozav! Și tu la fel! La mulți ani!
Ah, o husă de telefon? Mersi, dar o am deja pe asta. Scuze. Dar mai am și altceva. Poftim! Eu am dinți. Așa, e normal. Trebuie să mai fie altceva. Am uitat că aveam chestia asta. Îmi pare atât de rău. Stai! Ăla e un creion 3D? Cred că mi-a venit o idee. Puneți telefonul pe o suprafață plană. Apoi începeți să desenezi pe el cu un creion 3D. Ia-o de jos în sus. Fii cât se poate de creativ. Ai grijă doar să acoperi tot telefonul. Încearcă să nu ratezi nicio zonă. Dar evită camera telefonului, evident. Ai grijă să nu te grăbești în jurul acestei zone. Acum desenează pe marginea telefonului. Ideea e să creezi o husă de telefon rezistentă și personalizată. Uite așa! Ok, ți-am adus altceva! Wow, o ador! Grozav, pot să intru? Oh, un alt invitat! Bună! La mulți ani, ți-am luat un cadou! Așa, o să pregătesc niște tăiței. Acum am nevoie de o furculiță. Oh, ce bine miroase! Ce ai gătit aici? Oh, ia și tu furculița asta. Bun, am nevoie și eu de tacâmuri. Poftim? S-au vândut toate furculițele? Ce mă fac? Vreau să mănânc tăiței ăștia. Ok, o să încerc la școala asta. Da, ce de furculițe! Super! Vai de mine! De unde au apărut toți copiii ăștia? Nu! Au luat toate furculițele! Oh, nu vreau decât să mănânc tăiței! Stai! Evident! Cum am uitat de asta? O să-mi rezolv imediat problema! O să încep prin a desena o furculiță! Fix așa! Da, merge perfect! Gata! Sunt genială! Am făcut o furculiță cu un stilou 3D! Sunt delicioși, fix cum mă așteptam! E timpul pentru o gustare! Wow! Ia-i fata visurilor mele! Orice polițist iubește gogoșile! Trebuie să stau comod! Sunt în rai! Chiar arată bine! Ah, nu acum! De ce sun atât de tare? Alo? De-aș putea să o țin în brațe! Gogoșile mele! Nu mai pot să le mănânc acum! Aș vrea să pot face ceva! Gândește! Cum pot să o impresionez? Ah, cred că știu! Aha! Folosește creionul 3D ca să desenezi un cerc. Continuă în exterior ca să mărești cercul. Când cercul are dimensiunea potrivită, începe să folosești creionul 3D ca să-i dai înălțime. Desenează pe cerc formând straturi de plastic. Mergi până în mijloc. La final o să obții așa ceva. O mini gogoașă. Schimbă culorile și adaugă un pic de glazură. Ce muncă grea! Arată bine! Apoi adaugă niște pomponele și un lanț. Cadoul ideal! Wow! Sper să-i placă! Vin, iubirea mea! Hei! Psst! Ce vrei? Vino aici! Sper să nu fie o capcană! Am ceva pentru tine! Vai! E frumos! Îl ador! Ești atât de dulce! Da! Hei, tu! Hei! Așa, am pregătit matrița și umplutura. Acum o să umplu complet. E strălucitoare! Ce distractiv e! O să mai torn puțină și gata. Acum o să aștept să se întărească. A trecut destul timp. Acum o pot scoate din matriță. Super! Îmi place mult unicornul meu strălucitor, pe care mi l-am lipit de husa de telefon. Oh, fie așa frig! Am adormit iar pe canapea? Vai! Salutare, păr încălcit! Uite-mi pieptănul! Și o grămadă de alte mizerii! Scârbos! Chestia asta e plină de pânză de păianjen, dar cred că e mai bine decât nimic. Chestia asta nu merge cum o făcea înainte. De ce sunt nodurile astea așa de rele? Au!
Nodul ăsta e imens! Oh, e ridicol! Ieși de aici! Haide! Aoleu! Ăsta era cândva în capul meu! Cum de mi-a făcut amărâtul ăsta așa ceva? Mă rog, trebuie să mă descurc cu ghearele mele. Sau nu? Mai e altceva util pe aici? Oare spatula aia? Normal! Folosește creionul 3D ca să faci perii. Ar putea dura nițel, dar rezultatul merită din plin. Poți face perii cât de lungi sau scurți vrei. Continuă până când acoperi toată spatula. E timpul să-i tundem. La jumătate ar trebui să fie ok. Așa, ți-ai tras o perie. Încălciturile mele n-au nicio șansă. Părul meu o să fie super mătăsos. Și n-am cheltuit niciun leu. Cât de grozav arată acum părul meu! Să fii creativ e grozav și epuizant! Cum e posibil? Trebuie să citesc mai departe ca să înțeleg. Ok, da, are logică, acum am înțeles. Poate dacă... Au! Capul meu! Au! Clasa elevilor cool? Vai de mine! Ok, ok, păstrează-ți calmul. Asta ar putea fi șansa mea. O să intru. Vai de mine! E extraordinar! Ce de oameni interesanți sunt în clasa asta! În colțul din spate se fac tatuaje! Și tipul ăla are o chitară! Ce tare! Așa, așa! O să fie cel mai tare tatuaj! Oh, pare dureros! Sper că a sterilizat acul! Oh, pare de treabă! Sau poate nu! Wow! L-a bătut pe tipul ăla la Skanderbeg! Vai de mine! Ea e profesoara, de fapt! Ce? Un cod vestimentar? Și care sunt cerințele? Ia să vedem! Ah, piercinguri! Multe piercinguri! Ce mă fac? Nu sunt destul de interesantă pentru clasa asta, dar am făcut toate temele astea! Hei, stai puțin! Agrafa de birou! Vai de mine! Clar pot face ceva cu asta! Așa, o să am nevoie de mai multe agrafe de birou pentru asta! 4 ajung, cred! Și o să am nevoie și de un clește! Am făcut cercurile astea și acum o să mi le prind de buze și de nas! Acum o să-mi schimb hainele și coafura! E timpul să mă prezint din nou colegilor de clasă! Ce tare! Bun venit în clasa noastră! Super! Ești de acasă! Ce piercinguri tari are! Super! Ce mult îmi place de ea! Trebuie să-mi încerc norocul! Hei! Da, fă asta după oră, te rog! Ok, bine! Dar hei, așează-te în bancă lângă mine! Neața, Julie! Am o cană nouă! Nu-i așa că extraordinară? Oh, ce drăguță e! Pot să mă uit și eu la ea? Nu cred, sigur o spargi! Ok, bine! Trebuie să-i găsesc un loc! Rafturile astea sunt suficient de înalte! Julie n-are cum să ajungă până aici sus! Nici măcar dacă poartă tocuri! Pa! Nu mă vede, nu-i așa? Ia să-i furcana! Încă puțin! Aproape că o simt în mâini! Da! Oh, nu! Nu-mi vine să cred! O să mă omoare! Trebuie să ascund dovada! Cine verifică vreodată spațiul de sub canapea? Stiloul meu 3D! Poate o pot repara totuși? Mai întâi fă o toartă din folie de aluminiu. După ce ai acoperit-o în întregime, așteaptă să se usuce, apoi scoate-o de pe folie. Pasul următor necesită multă creativitate. O să încep prin a face o inimioară roșie. Trebuie să o umplu pe toată. O să trasez linii verticale una lângă alta până la capăt. Am terminat! Nu trebuie să fac niciun zgomot. Gata! Ia să vedem. Oh, ce cană simpatică foc! Oh, se pare că mi-a căzut în sfârșit dințișorul. Vino să-l iei, zână cea bună. Abia aștept să se facă dimineață. Wow!
Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu asta! Scârbos! Dă-te jos de pe mine! Oh, Doamne! Oh, nu! Trebuie să remediez stricăciunile! Pacheta asta a avut zile mai bune! Asta e clar! Se trezește! Ți-ai spart farfuria preferată? Folosește un creion 3D ca să o repari imediat! Partea asta durează nițel, dar merită! Marginea e gata! Acum fă niște linii pe ea, chiar așa! Aproape am ajuns la jumătate! Acum fă la fel în direcția opusă! Ar trebui să arate așa! Super, nu? Nu o să-i fie deloc dor de farfurioara veche! Poftim! Aproape că uitasem! De-aia am și venit aici! Simt miros de dințișor acolo! Bingo! Merită un bănuț, aș zice! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Oh, serios? Wow, ce plictiseală! M-am plictisit! Wow, a ajuns! Nu-mi vine să cred! Oh, iar ai întârziat! Stai jos! O să se așeze lângă mine! Sper că arăt bine! Ce-i asta? O bonetă de MasterChef? Hei, frumoasă, ce faci? Ah, bine! Vrei niște înghețată? Nu mănânc junk food! Wow, e extraordinar! Poftim? Oh, nu! Am dat pe mine! Ce dezastru! Dacă vede pata, sigur o să anuleze nunta! O să fugă de mine garantat! Și e sportiv, deci o să alerge foarte rapid! Pata asta o să distrugă totul! Nu o să-l pot prinde! O să se aleagă praful de visul meu! Vai de mine! Nu pot păți așa ceva! Trebuie să am pe aici ceva care să mă ajute! Stiloul 3D? Da, cred că e fix ce trebuie! Ok, o să încep prin a desena un triunghi, apoi o să-l umplu trasând linii paralele, până ajung la vârf. Bun, acum o să trasez câteva linii diagonale, apoi o să fac unele invers, ca să se încrucișeze. Arată bine! Acum o să folosesc niște roz și o să umplu cercul ăsta. Înainte și înapoi, înainte și înapoi! Ce culoare drăguță! Așa, ok, o să trasez o linie ondulată la baza cercului și trebuie să schimb iar culorile ca să pot adăuga linia asta ondulată peste înghețată. Acum o să umplu iar zona asta. Începe să arate bine! Parcă ar fi ciocolată! Ce tare, arată delicios! O să-i pun niște bomboane pe deasupra. Mai am doar câteva și gata! Wow! Arată extraordinar! O să pun înghețata asta fix peste pata de pe bluză! Oare cum o să-i separe? Oh, ce bine arată! Mi s-a părut drăguță până acum! Ce faci? Ce înghețată interesantă ai! Și de-aia te iubesc, la la la! Durează o veșnicie! Mi-e atât de foame! Ah! Putem să mâncăm? Normal! Oh, ce sofisticat! Poftim! Cât de romantic! Cred că ai uitat ceva! Nu ne trebuie linguri! Ah, ok! Delicios! Ce scârbos! Dar e simpatic! Nu mănânci? Nu, sunt ok! Dar am vrut să iasă perfect! Stai să caut ceva prin ghiostanul meu! Un ou? Cum a ajuns ăsta acolo? Și un creion 3D? Stai! Mi-a venit o idee! Ia un ou și folosește creionul 3D ca să desenezi pe el. Creează o spirală pe o parte a oului. Uite așa! Apoi începe să desenezi linii în interiorul spiralei. Umple spirala! După ce ai terminat, scoate plasticul de pe ou. Și prinde-i un mâner. Ai o lingură acum? Apoi folosește creionul 3D ca să adaugi niște detalii. O să desenăm o lăbuță. Mai adaugă câteva detalii pe lingură. La final desenează o față în interiorul lingurii. Hei, Essie, ți-am făcut chestia asta! E pentru mine? O ador! Delicios! Wow! Încearcă să-ți mesteci mâncarea! E cea mai tare zi!
Nu o să mergem niciodată la un restaurant. Dar ești minunată! Scuze! Hei! Oh, nu! Ce mă fac? Știu! Pot să folosesc creionul ăsta 3D! O să fie simplu! O să desenez niște linii peste spațiul gol. O să fac o ramă simplă. Apoi o să vin dintr-o parte în alta, realizând o plasă. Așa o să devină mai solidă. Ok, acum o să o umplu. O să desenez niște linii apropiate. Gata, cred că merge. Acum pot să folosesc toaleta. Oare ce face înăuntru? În sfârșit! Cred că sunt disperate. Ce? Le-am lăsat acasă? Astea sunt așa de demodate. Dar sunt mai bune decât nimic. Wow! Ai șefuit un muzeu sau ce? S-a zis cu astea. Creionul meu special! Câteva jeturi și voi avea o nouă pereche de căști. Vezi? Așa mai merge! Muzica asta chiar sună grozav! E doar un alt truc cu creionul! O să-ți placă la nebunie chestia asta! Ia un cerc din lut modelator și pune peste el două catere de prăjituri în formă de inimă. Apasă ușor formele. Îndepărtează cu grijă lutul rămas. Apoi pune deoparte formele. Umple cercul inimii cu rășină epoxidică. E mai ușor dacă folosești o seringă. Așteaptă să se usuce rășina. Apoi presară niște ștrasuri. Apoi pune deasupra o altă inimă. Colierul ăsta e superb! Wow, ia uite! E uimitor! Trebuie să mă grăbesc! Ok? Nu mă băga în seamă! Ce faci? Nu am timp să stau de vorbă! Hei, ia-o mai ușor! Ce e? De ce te grăbești? Am o întâlnire cu Chris! Uită-te la el! E atât de drăguț! Dacă zici tu, trebuia să mă aștept! Trebuie să mă pregătesc! Vreau să arăt bine! Vreau să fie o întâlnire perfectă! Relaxează-te, o să fie bine! Ok, cred că sunt gata! Am nevoie de un colier! Ah, ăla e drăguț! Mereu stă bine cu el! Nu pot să-l pun! Nu merge! Luna, poți să mă ajuți? Ok, dă-mi-l! Poftim! Uh-oh! Nu! Nu! Colierul meu! E un dezastru! Ce mă fac acum? Îmi pare rău! Poate merge să rezolv problema? Trebuie să pot face ceva! Știu! Am nevoie de creionul ăsta 3D! Pot să-l folosesc ca să desenez pe busul ăsta! O să fac niște bucle mici cu creionul! O să continui pe tot gâtul! Acum o să mai fac asta încă o dată, creând mai multe bucle! Așa! Cred că e gata! E un colier choker! Jennifer, ia uite ce am! Ce e? Tu l-ai făcut? E pentru tine! Wow, mersi! Îl ador! Îmi stă grozav! Trebuie să pleci! Distracție plăcută! Ultima tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! Ah, a venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai! Ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit! Vreau și eu să fiu diferită! Am putea fi prietenele cu piercinguri! Ce idee bună! Hai!
Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Peia, serios? Presupun că putem să o facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! S-o facem! Nu prea ești vorbăreață. O să te doară. Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca. Am zis, nu te mișca. A fost atât de jenant. Acul era imens. Dar chiar voiam un piercing. Nu prea mai avem ce să facem acum. Sau poate că avem. Cred că mi-a venit o idee. Avem nevoie de niște lipici pentru gene false. Și de mărgelele astea. S-o facem. O să pun niște lipici pe mărgică. Apoi o să presez pe pielea ta. Acum hai să facem un piercing în nas. Wow, arată grozav. Ce bine era dacă îmi venea ideea asta. Asta e ultima. Wow, mersi mult. Și-a fost fără pic de durere. Arăți grozav. Prietenele cu piercinguri, mama o să fie furioasă! A, căștile mele! Le-am căutat peste tot! Vreau să scot! Ce grețos arată! Oh, fix de asta am nevoie! Mersi! În fine, s-a vomit! Ok, cred că e suficient! Dar trebuie să mă și periez! Ce-a pățit peria mea? E plină de fire negre de păr! Liam! Ce bună e! Nu mai folosi lucrurile! Uite cum arată peria asta! Poftim! Nu știu despre ce vorbești! Serios? Scrie pe borcan că e al meu! Bla, bla, bla! E grețos! Și foarte enervant! Stai puțin! Cred că știu care e soluția! Am nevoie de o lingură de lemn și un creion 3D. O să încep prin a acoperi partea de sus a lingurii. O să trasez linii subțiri pe spatele lingurii. Apoi o să folosesc creionul 3D pentru a crea dinți vertical peste plastic. Parcă ar fi niște țepi subțiri. O să-i distribui la distanțe egale. Trebuie să acopăr toată bucata de plastic cu țepi. Nu contează dacă au înălțimi egale. La final o să-i tai cu o foarfecă. Așa o să aibă toți aceeași lungime. Am terminat! Păcat că nu m-am gândit mai devreme la asta. Acum îmi pot peria părul. Ce bine e! Și nu are firele lui Liam în el! E super! Acum sunt gata! Au! Fundul meu! Serios, Liam? M-am săturat! Hei, ai grijă! Am fugit! Unghiile astea sunt pilite! Roșu sună bine! Oricum, cui trebuie un salon? Oh, mie se pare. Așa de neîndemânatică. Frate, uja asta nu se ia. Șterge-te! Tot acolo? E timpul să scot artileria grea. Așa mai merge. Oh, n-are niciun rost. Oare mai poate fi salvată? Poate că trebuie să devin creativă. Să fiu iscusită. Îmi voi face propria husă cu acest creion de lipit util! Seamănă deja cu o husă? Să nu uităm de margini! Poți folosi ce culoare vrei! Asta se sortează cu ținuta mea! Ce mai faci, dragă? Iu, ce zi! Opa, unde te grăbești? Trebuie să fac o verificare rapidă. Ce papuci interesanți. Nea, nu poți să intri. Glumești? Uită-te la afiș. Fără papuci. Ah, ok. Vai, ce de papuci Crocs. Cum o să știu care sunt ai mei? Cineva o să-i fure, sunt sigură. Nu pot să permit să se întâmple asta. Trebuie să pot face ceva. Țac, țac, e distractiv. Ah, s-ar putea să fie utilă chestia aia. O iau eu. Ups, scuze, ia pe ăsta. Ah,
suc! Mersi! Nici o problemă! E fix ce-mi trebuia! Acum o să-mi personalizez papucii! O să încep prin a decupa pulinele de pe Pop-It. Ele o să adauge un strop de culoare. O să le pun pe papucii mei și o să folosesc lipici ca să le fixez. O să amestec culorile pentru un aspect mai dinamic. Aproape am terminat! Wow! Papuci personalizați! O să știu care e perechea mea. Celelalte perechi sunt atât de banale. Ok, pot să intru acum? Distracție plăcută! E timpul să mă relaxez. Ar trebui să plec acasă. O să-mi iau papucii. Ha? Unde au dispărut? I-a luat cineva! Țac, țac, țac! Papucii ăștia sunt grozavi, dar sunt cam puturoși. Ah, bună! Țac, țac! Oh, ce drăguț! Bună, Emma! Ce faci? Bine! Hai să trecem la treabă! Trebuie să mă dezmorțesc! Jocurile video sunt treabă serioasă! O să te bat garantat! Ia uite ce mișcare am! Ai exersat! Evident! Yuhu! Dar tot nu ești destul de bun! Ești gata să fii învinsă? Poftim? Cum ai făcut asta? Super! Sunt cel mai tare! Bravo, Liam! Bravo, Liam! Ai avut noroc! Te învăț eu, minte! O să înlocuiesc mouse-ul lui Liam cu un săpun! Ce ușor a fost! Mă simt generos! Jucăm din nou! Stai! Ce se întâmplă? Oprește-te! Ceva nu merge! Ah, ce păcat! Un săpun? Oh, serios? Ai trișat! Pot și eu să-ți fac farse? Nu, nu e corect! Ups, mi-a alunecat degetul! Și acum, stop joc! Sunt clar prea bun la jocul ăsta! Câștig de fiecare dată! Nu, ce nervant! Recunoaște că sunt cel mai tare, Emma! Au, aleu! Au, a durut! Capul meu! O să fac un cucui! Oh, nu, căștile mele! Nu mai pot fi folosite? Ai pățit ceva? Uite, s-au rupt! Nu-i bai, am și eu căști. Folosește-le pe astea. Serios? Stai! Cred că am o idee. Am nevoie de creionul 3D. O să încep prin a desena un cerc, dar în mijloc las o gaură ca pentru o cheie. Apoi o să desenez un cerc mai mic înăuntru. Acum trebuie să-l umplu cu plastic. Nu trebuie să depășesc liniile. Ce relaxant e! Aproape am terminat prima parte. Acum trebuie să fac structura 3D. O să trasez linii verticale de jur împrejurul marginii. Apoi o să le unesc. O să umplu și aici. O să continui de jur împrejur. Până când obțin ceva de genul ăsta. Perfect! Trebuie să mai fac câteva elemente. Acum le pot asambla. O să folosesc creionul 3D pentru asta. Trebuie să mă asigur că s-au lipit bine. Apoi o să bag căștile înăuntru. Acum sunt gata de joc. Sunt super! Ok, hai să începem! Dar de data asta nu trișează nimeni! De acord! Altă zi, alți bani! Stai pe loc! Ai ceva fosforescent? Uite! Ok, poți intra! Distracție plăcută! Opa! Ce e? E o petrecere fosforescentă. Ai ceva așa? Uită-te la ținuta asta! Are nevoie de vreun accesoriu? Citește afișul! Petrecere fosforescentă! Bine! Woohoo! Să petrecem! Vrei să arăt așa? Stai puțin! Dă-mi ala! Hei, ce faci? Ia-l meu! Îl savuram! O să încep prin a face o mică bulină din plastic cu un creion 3D. Apoi o să înfășor creionul în jurul paharului. O să las un spațiu între fiecare buclă. O să continui să fac asta până la capătul paharului. Rozul ăsta e atât de țipător! Mai fac câteva? Cred că ajung. Apoi o să-mi bag mâna în pahar și o să trec plasticul pe încheietura mea. A devenit o brățară grozavă! Nu mai am nevoie de paharul ăsta? Stai! Arată-mi obiectul fosforescent! Ta-da! Mulțumită! Stai să văd! Nu sunt sigură!
Ce zici acum? Merge? Trebuie să mă lași să intru. Îmi place! Poți să treci! În sfârșit! Păi și băutura mea? Sunt pe cale să câștig! Ah, e timpul pentru o mică pauză. Holbatul la ecrane mă adoarme. Oh, da! Interesant! Oh, ce-a fost aia? N-a fost pisica, nu? Ochelarii lui Madison! O să mă omoare! Eu și fundul meu mare! Dacă mă gândesc, păi bine! Creionul ăsta ar trebui să repare chestii. Mai întâi, conturează lentilele așa, apoi pune și pe margini, continuă până când înconjor toată zona. Pare ceva cunoscut? Acum mai trebuie doar să le conectezi. Și acum părțile pentru urechi. Și ești gata! Eu zic că arată genial! Ușurel, ușurel! A fost cât pe ce! Sunt fix pe mărimea ta! Am dormit cu ochelarii pe nas? Oh, Doamne! Ha, ce ciudat! Mi-a ieșit! Și apoi am spus, nu mai contează, frate! Dar profesorul tot m-a pedepsit, dar mie nu mi-a păsat! Ce amuzant ești! Păcat că n-am fost de față! Liam, ajutor! Ajutor! Ce-ai pățit? Stai așa, te ajut imediat! Ce m-am speriat! Mersi, Liam! Unde mi-a sărit acadeaua? Uite-o! Nu mai pot mânca! E plină de fire de păr! Ce grețos! Oare cum aș putea o ajuta pe Emma? Hei, Emma, mănânc asta! Nu, mersi! Măcar am încercat! Stai, am o idee! O să bag asta în pistolul meu de lipit! Am desenat un triunghi pe hârtia asta! O să-l colorez cu jeleul topit! Ce bine miroase! Ca să iasă perfect, nu trebuie să depășesc liniile! O să las un loc liber la baza triunghiului! Ok! Acum o să schimb culoarea! O să folosesc unul verde! Acum pun o nuanță mai închisă de verde! E aproape gata! O să-l lipesc de o frigăruie de lemn și o să-l decorez! E o acadea, pepene! Wow! Arată extraordinar! E pentru tine! Ce drăguț din partea ta! Cu mare drag! E delicioasă! Super! Am făcut una și pentru mine! Hei, e chiar bună! Mă bucur că am ieșit la restaurant! Da, parcă n-am mai ieșit în oraș de un car de ani! Îmi plac mesele romantice! Când suntem doar noi doi, știi ce zic? Pare momentul perfect! Emma, vreau să-ți dau acest... Pui? Cum a ajuns aici? Asta e pentru tine! O perie pentru toaletă? Stai puțin, îmi cer scuze! Ăsta e pentru tine? Însemn totul pentru mine! Liam, ce frumos e! Frumos ca tine! Îmi place foarte mult! Hai să facem o poză! Nu te supăra! Ne poți face o poză? Sigur! Zâmbeți! Ia stai puțin! Are același inel ca mine? E imposibil! Nu-mi vine să cred! Dă-mi telefonul înapoi! Mulțumesc! Poți pleca! Ok! De ce te-ai supărat? Avea același inel ca mine! Era identic! Vreau un inel special! Ce pot face? Știu! O să desenez o inimioară pe hârtia asta. După aceea o să acopăr desenul cu lipici fierbinte. Apoi pot umple conturul. Trebuie să mă asigur că nu-și schimbă forma. Încetişor, nu vreau să o stric. Gata! Acum urmează pasul următor. Înainte să se răcească, o să apăs deasupra baza asta de inel. Trebuie să am grijă. Arată super! Acum o să mai adaug niște lipici. Cred că ajunge. Apoi o să-l înmoi în mărgeluțele astea. E un inel unic! Emma, ăsta e pentru tine! Sper să-ți placă!
Oh, Liam, e superb! Ce romantic ești! Mulțumesc! Sunt atât de fericită! Asta e culoarea perfectă pentru o girafă! Ce drăguță e! Ce altceva mai pot picta? Poate îl pot face și pe tati mai frumos! Ce bine am dormit! Nu mi-aduc aminte să fi avut mustața verde! Se pare că Emma pictează iar tot ce prinde! Sunt artista desăvârșită! Ți-am adus micul dejun, scumpa mea! Lasă pensula jos! Ok, tati! Stai! Poate pot picta lingura! Arată mult mai bine! Ce faci acolo, scumpa mea? Aoleu, stai așa! Nu poți folosi lingura așa! Ce rău ești! Șt, nu plânge! Stai puțin! Cred că am o idee! Cred că o să funcționeze! Am nevoie de o lingură și de un creion 3D! Trebuie doar să-i acopăr interiorul! Abia aștept să-i o arăt Emei! O să-i placă la nebunie! Acum trebuie să-i fac coada! O să o acopăr până jos! Am terminat! Acum trebuie doar să o ridic de pe lingură! Acum Emma are propria ei lingură! Oh, ia uite! Wow, e extraordinară! E fix ca lingura pictată de mine! Vreau să o folosesc! Preferatele mele! E super, tati! Mersi! Fiu, nu mai pot! De ce te uiți așa la mine? Nu te mișca! Nu, nu părul! Nu mă atinge!